ce iubesc, mântuirea lui Dumnezeu să zică noi să fie Domnul. Amin. Această dimineață am avut lucră și timpul care ne rămâne la dispoziție e timp destul de mult, dar ar trebui să fie un timp în care noi să devenim nepăsători sau să nu mai putem să asimilăm ceea ce Dumnezeu vrea ca să învețe, să devenim chiar plictisiți uneori. Și asta e realitatea. După o săptămână de zbucium, după o săptămână de alergare, da, ce să mai stai în casa Domnului și asculti din Biblie, să mai asculti versete care să citesc din Biblie, e mai interesant să fim în acțiune tot timpul, să umblăm, să alergăm, să trudim, parcă asta ne depinde mai mult. Când venim în casa Domnului, se arată oboseală și, într-adevăr, e normal să fim obosiți și Domnul s-a zis, multă învățătură obosește trupul, dar în același timp trebuie să înțelegem că fără această învățătură vom muri. Nu putem să trăim așa cum trupul are nevoie de aer, de apă, nu are nevoie de lumină, de o alimentație adecvată, cu atât mai mult sufletul nostru, Duhul nostru, nu poate trăi cu acestea. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă a trăi în permanență la nivelul sufletului și a Duhului și a pune trupul în acțiune pe aceeași direcție și anume de a face voia lui Dumnezeu. Prin aceasta suntem pe acest pământ. Să ajungem la acel punct în care să știm că suntem, că umblăm în voia lui Dumnezeu, că doar cei care caută lucrul acesta vor fi luați Domnul Iisus când va veni, pentru că aceasta și-au dorit, să fie pe placul împăratului, să fie pe placul stăpânului, să fie pe plac creatorului, așa cum am cântat. Am găsit în creator și pacea, adică odihna noastră sufletească, dar și menirea, adică scopul vieții noastre, îl găsim tot în creatorul nostru care ne-a întocmit, care ne-a creat un singur scop, și anume să slujim de slavă, de laudă lui. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Amin. Chiar dacă suntem obosiți, trudiți, căldura de afară, parcă ne ajută în direcția asta negativă, să zicem, Doamne, înviorează-ne prin cuvântul Tău. Amin. Doamne, înviorează-ne prin Duhul Tău ce Sfânt. Vă spun, spune cuvântul Domnului, carnea nu folosește la nimic. Putem vorbi multe, putem face multe, dar acestea nu folosesc la nimic. Toate trec odată cu încredințarea lor. Dar Duhul este acela care dă viață. Amin. Și această viață care primim din Duhul lui Dumnezeu e cea care rămâne, dar nu rămâne doar pentru aici, ci rămâne pentru veșnicie. Dragii mei, avem promisiunea că într-o zi acest trup va fi îmbrăcat cu un trup de slavă. Avem promisiunea că dacă se întâmplă unii dintre noi să plece de lumea aceasta, la acel sunet, la acea strigare a lui Dumnezeu prin arhanghel, însăși Domnul, spune Apostolul Pavel, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, se va coborâ din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămați, vom fi răpiți toți, în același timp, în aceeași clipă, la clipela ochilor, ca să întâmpinăm pe Domnul unde? În văzduh. Și astfel, spune cuvântul Domnului, vom fi totdeauna. Nu mai stres, nu mai durere, nu mai gând, vai, ce se întâmplă la locul meu de muncă, vai, ce se va întâmpla cu copiii mei, vai, ce se va întâmpla cu afacerea mea, vai, ce se va întâmpla cu sănătatea mea. Și atâtea baiuri care noi le rostim în mintea noastră sau chiar le exprimăm, atâtea îngrijorări care caută să ne năpădească în fiecare zi, atâtea stări de descurajare, de a nu mai știm încotro să alergăm. Și însăși Domnul Iisus, prin cuvintele din această dimineață, vine în întâmpinarea acestor probleme. De ce? El dorește un singur lucru. Să vadă copii ai Săi, care l-au primit în viața lor, care urmează instrucțiunile, cuvântul Său, care iubesc, care așteaptă și care aduc o roadă în fiecare zi, care cresc în cunoștința lui Dumnezeu, care aduc ce anume? Un rezultat la ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru noi. Atunci când pui o sămânță în pământ, vrei să vezi roadă de acolo, nu-i așa? Atunci când te duci la lucru, vrei ca să
ai un venit de acolo, să ai un salar, să poți să câștigi pâinea, de aia te duci, cu nădejdea aceasta. Atunci când investești în ceva, vrei să ai profit, e normal. Cu atât mai mult Dumnezeu a dat totul, a investit totul și vrea să vadă o sămânță de urmaș, un popor care să fie doar al lui, un popor care să vestească și nu orice, să tâmbiseze ce? Puterile minunate ale celui care poate să smulgă din moarte, din întuneric și să mute la viață. Asta e menirea noastră, asta e valoarea care trebuie să o ducem noi la acest pământ. Și privind la noi, Dumnezeu vrea să vadă aceasta. În această dimineață aș vrea ca să ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus, care a venit în fața publicului, în fața ascultătorilor, cu o imagine atât de simplă, atât de simplă, până și copiii, vrând nevrând, se împiedică, umblând pe câmp, umblând prin curte, pe drum, și văd aceste elemente pe care Domnul Iisus le-a dus în atenția publicului. Ce a spus Domnul Iisus? Matica împărătesc. Semănătorul a ieșit să seamănă. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut în drum, o parte a căzut pe lucruri stâmpoase, o parte a căzut în respin și o parte a căzut în pământ. Și acum aș întreba și copiii cei mai mici dacă au văzut spin, elemente din alea îndărgează care atunci când te duci și ești desculț, te înțeapă. Și ai vrea să nu fie nici unul atunci când mergi pe când și te joci cu copiii, cu prietenii și când taci într-un spine din ăsta și să nici nu-l poți scoate, îți dai seama cum o chestie atât de mică poate să facă atâta rău și atâta durere. Au văzut copiii spin, au mers copiii pe lângă drum și au văzut că acolo nu crește nimic, nu crește nu cresc flori, nu cresc roșii, nu cresc legume, nu crește nimica, pentru că locul ăsta, ăla e cel mai solicitat, e cel mai bătătorit. Uneori n-ai loc să mergi pe drum, te duci pe lângă. Cum să mai crească pe acolo ceva? Că tot timpul e solicitat, tot timpul e cineva care, pe când să se întâmple ceva, parcă dispare de acolo acel semn de viață. Ba mai vin și păsări care bucuroase că găsesc o pradă și mă aduc aminte, aceste imagini le-am văzut de mic. Pe câmp, alergam după nuci, pentru că le scăpau ciorile și vreau ca să le găsim. Și ne bucuram când vreo pasăre scăpa din ciocul ei, ziceam, a, ce bună era. Și am găsit, de unde a luat? De unde era? A mers și a luat. Dar să știți că păsările se duc și cu atâta ușurătate iau sămânța atunci când este lângă drum, când este la îndemâna ciocului lor și imediat îi iau de acolo. Le-am văzut imaginea acestea, am văzut pe adevărat grădini frumoase, culturi frumoase. Le-am văzut poate pe internet, le-am văzut copiii noștri, ne ducem la grădina botanică, ne ducem, eu să știu, în diferite locuri unde aceste imagini le putem foarte bine asimila încă de mici copii. Și oare ce-a avut Domnul Iisus? Să facă lecții de agricultură cu ucenicii? Nu știau ei cum cresc pomii, cum crește sămânța, cum cresc legumele și ceea ce cultivăm noi, cerealele. Da, știau, tocmai de aia Domnul Iisus a venit înainte lor. Ca nici dacă cineva n-ar putea să înțeleagă, să zică, n-am văzut niciodată, nu înțeleg. S-a izbit vrând de această situație și n-aș vrea să le iau din nou această prezentare a Domnului Iisus. Ce aș vrea să realizăm și să recunoaștem un lucru, că pentru ca o sămânță să aibă parte, să ajungă până la produsul final, trebuie să treacă prin niște etape. În această dimineață ne trebuie să recunoaștem că este nevoie de pământ, este nevoie de lumină, este nevoie de apă și este nevoie ca cineva să seamănă acea sămânță. Dacă aceste elemente sunt acolo și dacă acea sămânță va putea în liniște să se dezvolte, dacă nu vor fi agenți care să o năpădească, dacă nu vor fi alte elemente din exterior care să o distrugă, va putea să ajungă la final, dacă nu, nu. Domnul Iisus spune așa de clar în această pildă că
Această sămânță, de fapt, reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc în direcția aceasta ce spune în 1 Petru, în capitolul 1, versetul 23. 1 Petru 1:23. Spune Apostolul Petru către creștinii care l-au primit pe Domnul Iisus în viața lor. Ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi din cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viață. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este asemănat de Domnul Iisus, este comparat cu o sămânță care poate să împărțească, dar nu obligatoriu că va ajunge să împărțească. De multe ori noi încercăm să spunem, da, cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără rău, e foarte adevărat. Și subliniez lucrul acesta pentru că însuși Domnul Iisus a spus, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie la orice făptură. Poate cuvinte își va atinge scopul să fie dăruită tuturor oamenilor. Dar, întreb eu, vor fi toți oamenii mântuiți? Toți care ascultă, care văd predici pe internet, care ascultă cântări, care ascultă mesaje de evanghelizare, campanii de evanghelizare, peste tot, să nu vrei și auzi cântări, să nu vrei și dai de imagini, de cuvântul lui Dumnezeu. De ce nu sunt toți oamenii mântuiți? Dragii mei, revin. Așa cum o sămânță are nevoie de niște elemente, de niște factori, de niște condiții ca să se poată dezvolta, tot la fel, acest cuvânt al lui Dumnezeu are nevoie de niște condiții ca să se poată dezvolta. Și Domnul Iisus a spus acest lucru în Matei, capitolul 13, când deschide el însuși această pildă, acest exemplu. Aici e frumos, Domnul Iisus vine în fața ascultătorilor cu elemente, nu din cer, care nu le pot înțelege oamenii. Putea să vină Domnul Iisus să descrie o părticică din frumusețea cerului. Dar cine o putea înțelege? Cine o putea concepe? Pentru că Apostolul Pavel, care a avut parte de revelația lui Dumnezeu, a zis lucruri, eu am văzut lucrurile acolo, dar nu le pot articula. Limba aceasta nu le poate rosti. Nu s-a suit la mintea omului. Dar și cum vorbesc de ceva, de ce n-am auzit niciodată. Nu pot. Dar dacă iau un element și compar, e ca și, automat mintea noastră începe să se macine și să înțeleagă. La fel Domnul Iisus a dus această pildă. Și ucenicii se tot gândeau, de ce au venit Mântuitorul să le vorbească despre această pildă? Și după ce s-au mai liniștit lucrurile, spune că ucenicii l-au luat la o parte, și i-au spus versetul 10. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce ne vorbești în pilde? Toate cuvinte vrem să ne spui pe față, vrem să ne descrie realitatea așa cum este. Și Domnul Iisus dă un răspuns. Și acum noi zicem de multe ori că pildele sunt folosite Domnul Iisus ca să lumineze, ca să dea claritate. Știți la ce îmi dau claritate? La cine vor să învețe, la cine sunt sinceri. La cei care caută alte interese, au alte motivații, care au alte gânduri, precum e această categorie ca sub care o să-l vedem imediat, care veneau în preajma Domnului Iisus nu cu gândul să îi soarbă cuvintele de pe buze. Deși au recunoscut, chiar dintre ei au spus, niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta, în ciuda acestei realități incontestabile, în ciuda faptului că ei înșiși au simțit că ceva emană din persoana Domnului Iisus. Uitați ce spune Domnul Iisus cu privire la această categorie de oameni nesinceri. Oameni care căutau totdeauna să caută, să găsească o greșeală, să caută să-l prindă cu vorba. Oameni care nu erau interesați din tot adâncul inimii lor să cunoască voia lui Dumnezeu, să cunoască tainele lui Dumnezeu. Și spune Domnul Iisus, Iisus a răspuns la ucenici, pentru că vouă, adică vouă ucenicilor, v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Și la cine se referă când zice lor nu le-a fost dat? Nu erau niște oameni analfabeți, oameni care nu știau să scrie, să citească, din potrivă. Erau elita religioasă. Erau oameni care știau Tora, din scoarță în scoarță. Știau legea. Oameni care erau foarte mare atenție și minuțiozitate, urmau legea lui Moise, dar nu înțelegeau sensul, nu înțelegeau profunzimea ce Dumnezeu dorea prin acea lege.
Așa cum spune prin un profet la un moment dat, căci milă voiesc, nu jefe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arde de tot. Învățați să faceți binele, să faceți dreptatea, să apărați dreptatea. Învățați să iubiți pe cei din jurul vostru și astfel veți dovedi că puteți iubiți și pe Dumnezeu care nu vedeți. Și Domnul Iisus are un mesaj foarte dur în privire la această categorie de oameni. Oameni dezinteresați, oameni împietriți. Și vom vedea chiar în exemplu Domnul Iisus să regăsește această categorie și v-aș ruga. Și nu aș dori ca niciunul dintre noi să nu capete parte în această categorie. Oameni împietriți. Oameni care, oricâte predici ar asculta, oricâți oameni ar vorbi, oricâte argumente ai veni în față, oricâte ori ai îndemna, oricâte ori încerci să spui, uite, asta e voia Dumnezeu, asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Nu și nu. Au alte cale, au alt răspuns, au altă replică și au drumul lor. Și susțin că merg pe calea cea bună. Susțin că sunt bine, susțin că pot să-și aleagă drumul și că ei sunt siguri că vor ajunge la destinație. Cam așa era această categorie de oameni. Și Domnul Iisus spune, de aceea le vorbesc, versetul 13, le vorbesc în pilde pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, n-aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi urechile voastre. Și fratele Mircea spunea ceva aici. Le avem urechile. Și ei le aveau. Dar nu le-a folosit în mine. Le aveau pe cel mai mare propovăduitor al oricărui veac, pe Iisus Hristos în fața lor. Le-a folosit cuvântul vestit? Nu. Se spune aici recent și aș vrea să revin cu această subliniere. M-am atins acest lucru și m-am grozit. Cum s-ar putea să venim la casa Domnului 10 de ani. S-ar putea să venim și joia și marța. S-ar putea să ascultăm și predici acasă și să fie degeaba pentru noi. Pentru că ce contează, frații mei și surorile mele? La urma urmei, contează în primul rând, în etapele astea, ca să ajungem într-o voia lui Dumnezeu, într-o stare după voia lui Dumnezeu, cum îi place lui Dumnezeu. Trebuie să urmăm aceste etape. Dacă nu le urmăm, nu se va întâmpla nimic. Va cădea sămânță peste noi. Așa cum cade sămânța lângă drum și va veni păsările de fiecare dată. Vor veni oameni și o vor tăca și nu se va alege nimica. Din ceea ce am fost binecuvântați, din ceea ce putea să fie pentru noi un belșug și un ocean de binecuvântare pentru veșnicie. În Evrei, în capitolul 4, dacă nu greșesc, cu versetul 2, aduceți-vă aminte că nu de mult s-a citit aici. Căci și nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, cuvântul care le-a fost, a fost un act deja realizat, a fost o veste bună transmisă, un mesaj direcționat clar către acești oameni și spune, nu le-a ajutat la nimic, zero, toată străduința de a veni în casa Domnului, de a ascultea, de a face, de a trece, nu rezolvă nimic și nu ne ajută la nimic dacă nu găsește credință la noi care ascultăm. Și această credință, cum spune Apostolul Iacov, nu e o credință care noi verbală, o credință declarată, ci o credință care trebuie să se materializeze prin modul nostru de viață, prin vorbirea noastră, prin felul cum ne raportăm la cei din jur, prin felul în care arătăm la cei din jur. Dacă facem să nu diferență, prin valorile noastre, prin ceea ce suntem noi la urma omului, să va vedea dacă noi a lucrat sămânța cuvântului Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu vrea. Dacă nu, venim deja. Și suntem și obosiți, și noi și plictisiți, și noi ar vrea să se vedem mai repede și ne timim deja. Aș vrea ca să nu se vede lucrul acesta cu noi. Dumnezeu să păzească inima noastră, să nu fie o inimă care se încadrează în această categorie acestor oameni. Și vreau să continui, pentru că e dur. E cuvântul Domnului Iisus și nu putem să-L scoată. Ne-ar place nouă să spunem, e bine așa, e suficient atâta, nu trebuie mai mult. Dumnezeu vrea să ne ducă pe toți, da? Dar nu oricum. Vrea să ne ducă pe toți, că de-aia era pe Domnul Iisus pentru toți oamenii. Dar spune, cine crede în El, poate să aibă viața veșnică. Aș vrea ca Dumnezeu să ne dea o inimă bună,
o inimă în care să se întâmple ceva. Dacă e piatră acolo în inima noastră, dacă sunt buldări care nu permit cuvântul lui Dumnezeu, și aceasta poate să fie, hai să spun, din nou, nepăsare, poate să fie indiferența, poate să fie mândria. Ha, eu sunt văz, eu am nevoie, mulțumesc. Sunt destul de inteligent și înțelept ca să știu cum să coordonez viața, să știu să-mi disciplinez eu bine ce am făcut. Deci aș avea nevoie de cineva să mă controleze, de cineva să mă stăpânească, de cineva care să-mi conducă visele mele, acțiunile mele, dorințele mele. De ce ar trebui să treacă prin filtrul unei persoane supreme, mai mari decât mine? Eu știu și acești oameni, iar revin la ei la un moment dat în fața Mântuitorului Iisus, la un moment dat, Domnul Iisus le adresează niște cuvinte foarte triste și dure și au spus: dacă n-ați vedea, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar pentru că ziceți de te. Acești oameni ziceau, dar nu fi noi orbi. Dar nu ne faci corect, noi nu știm, noi nu vedem, noi nu suntem capabili. Noi știm. N-avem nevoie de mai mult. Și-a zis, acest orb care a fost cu adevărat orb și-a căpătat și vederea fizică, dar în primul rând vederea spirituală, iar voi care aveți toate facultățile, toate simțurile, sunteți întregi și pretindeți că voi știți totul și n-aveți nevoie de nimic, veți muri în păcatele voastre. Și spune Domnul Iisus, cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. De ce? E o consecință, e un rezultat la o atitudine. Și ăsta e lucrul care vreau să ține în minte în dimineața aceasta. Pentru că atitudinea cu care noi ne raportăm la Dumnezeu va determina dacă vom putea să ajungem la starea pe care vrea Dumnezeu pe noi. Dacă vom avea o atitudine potrivită, cuvântul lui Dumnezeu va pătrunde din inima noastră. Acest cuvânt va transforma, va revoluționa zi de zi, e un proces continuu. Nu se începe astăzi, se termină astăzi. E un proces care va ține toată viața pentru fiecare dintre noi, dacă vom avea o atitudine potrivită. Dacă nu vom avea o atitudine potrivită, adică vom rămâne împietriți, insensibili, indiferenți, acest cuvânt va trece pe lângă noi și toate predicile care au fost până aici vor fi degeaba și poate și în continuare vor fi degeaba, dacă nu ne vom trezi. Am zis, aș vrea ca nimeni să nu fim în această stare în care au fost acești oameni, care au avut parte de maestrul maestrilor, de însăși Creator, care a venit pe pământ în carne și oase, ca să aducă viața, să aducă lumina. El era lumina, el era viața, în el era totul și a venit să le împărtășească cu noi, să ne le dăruiască nouă și a venit să ne deschidă drumul spre cer. Și totuși, să rămână fără bilet, să rămână fără loc rezervat și să trăiască degeaba. Legea lui Dumnezeu învățată, cu prezență, cu străduință, dar degeaba, nu în voia lui Dumnezeu, nu în ascultare, nu în smerenie, nu în supunere, ci cum vreau eu. Cum zicea cineva, dacă nu vrea Dumnezeu să mă duc așa încet, să mă lasă. Ce afirmație foarte îndrăzneață și care costă veșnicia. Și ascultați, o împlinire a unei profeții prin Isaia, după sute de ani, încă se regăsea acolo, în prezența Mântuitorului, spune, inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, în primul rând să audă, da? Să vadă, adică să intre informația. Poate să intre degeaba. Dar atunci când atitudinea este una bună, acea informație, acel cuvânt care îl primim, va produce credință. Pentru că spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, credința vine în urma auzirii. Nu poți să crezi dacă nu ai auzit ceva.
Nu poți să crezi dacă nu ai intrat informația, fie că ai citit, fie că ai auzit. Dar acest popor spune că n-a avut nimic. Nici să vadă, nici să audă, nici să înțeleagă cu inima, nici să se întoarcă la Dumnezeu ca să fie vindecați. E stare tristă. Cât se poate dramatic, așa e? Domnul Iisus a spus, sămânța a fost semănată. Semănătorul a ieșit să seamene. Și cel mai mare semănător al tuturor dracurilor a fost și rămâne Domnul Iisus Hristos. Cuvintele erau pline de duh și de viață. Cuvintele lui erau pline de putere pentru cel care voia viață, pentru cel care voia vindecare, pentru cel care era apăsat și vrea ridicare, pentru cel care era stăpânit de duhuri necurate și doar s-a atins de poala hainei Domnului Iisus Hristos. A fost liberat, a fost vindecat. De ce? Atitudinea cu care ne raportăm la cel care seamănă, la adevăratul și singurul semănător suprem, Domnul Iisus Hristos. Ce interesant că semănătorul a aruncat sămânță peste tot. Nimeni nu poate ca să zică, a, eu n-am auzit. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu face să răsare soarele și peste cei răi și peste cei buni. Face să plouă și peste cei răi și peste cei buni. Contează atitudinea. Contează oare modul cum ne raportăm la Dumnezeu, la ceea ce El a deja făcut pentru noi. Asta contează în primul rând, pentru că asta va determina ce se întâmplă în continuare. Și acești oameni s-au descalificat și apostolul, Domnul Iisus însuși spune iarăși cu privire la ei, zice că farisei, cărturari, acești învățați ai vremii, au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Care plan? Dar și ei să fie mântuiți. Că doar prin poporul Israel a vrut Dumnezeu să aducă acest mesaj al mântuirii către toate națiunile. Doar de aia s-a născut Domnul Iisus în țara lui Israel, ca și o împlinire a făgăduinței făcută lui Avram. Prin tine vor fi binecuvântate toate semințile pământului. Și s-a împlinit și puteau să fie la fel de mult și cu atât mai mult beneficiar ai acestui dar nemeritat, Iisus Hristos, și-a mântuirii veșnice. Și totuși și-au împins ochii, și-au împins urechile, și-au împins inima. Sămânța căzută lângă drum este, spune Domnul Iisus, în versetul 19. Când un om aude urechea acolo, cuvântul privitor la împărție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este că sămânța căzută lângă drum și am vorbit deja de ea. Dar vreau să vă zic că nu doar învățătorii legii, nu doar cei care știu, au fost împietriți, au fost și alții oameni. Era cu Domnul Iisus pe cruce unul care își merita pedeapsa pe bună dreptate. Era târnat de-o parte a Domnului Iisus. De cealaltă parte era atârnat un altul care iar pe bună dreptate și meritau pedeapsa, amândoi. Și totuși, și în ultimul ceas al vieților, în ultimele clipe, unul a ales, a avut o atitudine de pocăință profundă, totală, și a spus, noi ne merităm o sândă, i-a spus la colegului, pentru că noi am făcut răul. Dar acesta n-a făcut niciun rău. El este neprihănit. Și își îndreaptă atenția, gândul, rugăciunea, întreaga lui ființă spre Iisus și a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine. Este un rezultat că ceva s-a întâmplat din inima lui, care a cunoscut pe cel care era atârnat pe cruce, că moare și în locul lui. Și Iisus s-a întors spre el și a zis, astăzi vei fi cu mine rai. Și în același timp, în aceeași minute, un altul care putea să aibă aceeași atitudine, care îi salva destinul, veșnicia, a refuzat. Au fost în istorie oameni care au ales să rămână împietriți și știu și copiii. Și îmi place că știu lucrul acesta, pentru că în felul ăsta putem să asimilăm mai bine. Și atunci când diavolul vine cu indiferența la noi, cu necredința, cu nepăsarea, cu starea aia de a zice nu vreau să învăț, nu vreau lucrul ăsta. Să ne aducem aminte că au fost împărați care au spus la fel și au plătit scump. Faraon a avut parte de doi mesageri al Dumnezeu care au mers și a spus Faraon, Dumnezeu spune să lași poporul să plece. Și dacă nu vom citi acum, că nu avem timp,
în cartea Exodului, vom vedea că de fiecare dată, în 10 reprize, inima lui Faraon a rămas împietrită. Dar ce mai interesant, sau mai, nu știu cum să vă spun, și mai ceva care ne șochează, spune că Faraon și-a împietrit inima. Faraon și-a împietrit inima. La câteva din minunile și urgire care l-a trimis Dumnezeu pe săsarea Egiptului. Dacă vom citi în continuare, vom vedea că la un moment dat cuvântul Domnului spune: Domnul a împietrit inima lui Faraon și de aici nu mai există scăpare. De ce? Îndelungă răbdarea Dumnezeu are un sfârșit, are un final. E Dumnezeu bun, îndelung răbdător și cuvântul Domnului îl prezintă astfel. Un Dumnezeu care iartă, care nu obosește iertând. Un Dumnezeu care nu se ceartă fără încetare. Adică și când eu sunt demn de vremii de pedeapsa lui Dumnezeu, Dumnezeu nu vrea să mă distrugă, vrea doar să mă disciplineze ca să mă facă părtaș sfințeniei Lui. Vrea să mă ridic din starea de păcat, din starea de neascultare, de indiferență și să alerg că îmi vrea viața. Dar când Dumnezeu împietrește pe cineva, dragii mei, nu mai există scăpare. Și din momentul în care spune cuvântul Domnului că Domnul a împietrit inima lui Faraon, Faraon va sfârși acolo în Marea Roșie. Nu va mai fi nicio scăpare, nicio șansă pentru el. A continuat până când la un moment dat Dumnezeu a zis gata. La fel a fost și cu oamenii din vremea lui Noe, despre care s-a mai spus. Și să nu uităm că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu nu e altceva decât un îndemn la pocăință. Bunătatea lui Dumnezeu care o vedem și se înnoiește în fiecare zi, uitați, suntem aici toți sănătoși, cu două urechi, cu ochi, putem auzi, vedea, vorbind, merge, avem simțurile cu noi. Acestea nu sunt un îndemn de a trăi pentru noi, pentru firea pământească, să zicem, pot să fac, că sunt putere, ești în putere, dar nu se știe dacă și mâine vei mai fi. Nu se știe dacă și mâine voi mai fi în putere, dacă continui să rămâi în această stare. Aduc în fața dumneavoastră un alt împărat, împăratul Nebucanețar. La un moment dat Dumnezeu îi trimit un mesaj direct și a spus, uite, nu o să doarmă omul ăsta noaptea asta. Și noaptea aia Nebucanețar nu a dormit. S-a frământat în patul lui și abia aștepta să vină dimineața și a vrut să afle care-i dezvăluitul visului lui, care-i tâncuirea lui. Și nimeni n-a fost în stare decât unul singur, în al cărui duh locuia Duhul lui Dumnezeu. Și acesta era profetul Daniel. Și vine Daniel și stă de vorbă cu Nebucanețar și îl sfătuiește și spune, uite, tu ești copacul ăla mare. Tu ești, zmerește-te. Dumnezeu are un mesaj urgent pentru tine. Și Nebucanețar a uitat ceea ce a spus Dumnezeu. Nu a băgat în seamă și a împietrit inima. Și știți că Dumnezeu nu a uitat. Dumnezeu și-a împlinit cuvântul care l-a rostit împotriva acestui om. Și spune că 12 vremi, 7 vremi, 7 vremi. O perioadă stabilită de Dumnezeu în care acest om a trebuit să mănânce iarbă ca și animalele, să pască, pentru că mintea i-a plecat din creier. N-a mai avut minte, n-a mai știut ca să discearnă lucrurile și au crescut unghiile, iar s-au făcut niște gheară. Și omul acesta dormea pe câmp ca și animalele sălbatice, până când el declară și spune, până când am mai cunoscut că El e Dumnezeu, că El ia împărăția de la cine vrea și o dă la cine vrea, El scoboară, El scărește și El e Dumnezeu adevărat. Și la acel moment, spune, mi-a venit mintea la loc. Și asta înseamnă o atitudine potrivită. I-a venit acest om mintea la loc și când s-a smerit, Dumnezeu a putut să lucreze în viața lui. M-am adus în față doar doi împărați, sunt multe exemple. Dacă ne aducem aminte și de Samson, care a fost plin de Duhul Dumnezeu încă din copilărie și spune că el credea că la fel se va întâmpla la fiecare zi. Poate să profite, să uzeze de această putere. Și și-a permis, și și-a permis, și și-a permis. Și la un moment dat nu și-a mai putut permite. Și de ce? Că el a crezut că va face ta și înainte. Și nu știa că Dumnezeu se depărtase de el. Aș vrea ca să citesc și aceasta să fie o concluzie la acest punct. Este cel mai lung și cel mai dur și cred că este elementul cheie care ne poate ajuta să ajungem
la starea care avea Dumnezeu. Pentru că eu cred că de-aia suntem aici. Cred că și publicul care era în prezentă Domnul Iisus, mereu după Domnul Iisus, dar nu toți aveau aceleași gânduri. Nu vreau să mânce, știam că e rezolvată problema cu restaurantul, cu mâncarea, niciunul nu pleca pământ. Niciunul nu murea de foame în prezentă Domnul Iisus. Știa că dacă ești bolnav, acolo se rezolva problema boalelor, acolo se rezolva toate problemele. Și Domnul s-a zis, oameni buni, nu lucrați pentru lucrarea asta, pentru mâncarea spirituală, pentru trupul acesta. Pentru că Duhul e cel care dă viața. Eu am venit ca să vă salvez, să salvez sufletul vostru. Și am încercat să îndrept atenția spre Dumnezeu acestor oameni. Și în Evrei, în capitolul 3, vreau ca să citesc aceste versete, ca și să zic o avertizare pentru noi. Să nu lăsăm inima noastră să se împietrească. Știți că inima se poate împietri? Poate să crească. Cuvântul lui Dumnezeu și la un moment dat, puf, să moară. Acea plantă, acel semn de viață. De ce? Pentru că acolo nu s-a întâmplat în continuare să aibă loc acele elemente care țin, mențin viața. N-a mai fost căldură, poate, n-a mai fost lumină, n-a mai fost umezeală. Poate s-a bătătorit acel pământ și planta n-a mai putut să se dezvolte. La fel și inima noastră are nevoie de aceste elemente. Lumină, căldură, putere de viață care este Domnul Iisus. Și de unde privim noi puterea de viață, dragii mei? Din cuvântul Dumnezeu. Dacă nu ne hrănim, murim. Dacă nu ne rugăm, nu mai respirăm. Cum spunea cineva, rugăciunea e respirația sufletului. Sufletul nu respiră cu aerul ăsta, ci cu legătura cu Dumnezeu. Asta de vorbă. A vine înaintea Dumnezeu în fiecare zi cu mulțumirea, cu recunoștința. A vine înaintea Dumnezeu cu problemele, cu eșecurile, cu îndoierile, cu neputințele, cu orice trecem. Să nu uităm, avem un Creator care îi pasă de noi. Un Creator care vrea să ne dezvoltăm, să ajungem la starea, așa cum spunea Apostolul Pavel, de om mare. Adică, oameni maturi, oameni care să fim fermi, categorici pe care Dumnezeu și nimeni să nu ne poate da într-o parte sau alta sau să ne smulgă din bratul Domnului, nimeni nu vor putea, decât inima noastră, dacă se împietrește. Și citesc Evrei 3, versetul 13. Îndemnați-vă, haidea să citesc versetul 12. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Și acum urmează practica. Ce trebuie să facem ca să nu lăsăm inima noastră să se infecteze? Pentru că în fiecare zi, agenții infectanți, contaminatori, sunt în jurul nostru. La locul de muncă, la școală, pe drum. Să nu mai zic oriunde deschizi orice sursă mass media. Sunt tot felul de contaminați. Ce vor aceștia să facă? Să distrugă viața care este în noi. Să o zugrume, să o înădușească. Și spune, luați seama, adică fiți atenți, ca nu cumva să ajungeți în această stare. O inimă rea și necredincioasă care garantat ne va desparte de Dumnezeu cel viu. Și acum spune ce trebuie să facem. Și pentru aia venim la adunare. Pentru aia vorbim unul cu altul. De-aia ne sfătuim, ne îndemnăm, ne mustrăm, încercăm să se ne încurajăm. De ce? Că spune Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Câtă vreme se zice astăzi, adică fiecare azi un azi continuu. Azi mi-a Dumnezeu o zi să nu uit, am nevoie de ajutorul fraților, de ajutorul în rugăciune, de ajutorul care eram prin Cuvântul lui Dumnezeu, de ajutorul care eram prin Duhul lui Dumnezeu, care vine și mă încurajează, mă mustră, mă îndeamnă. Ce îndemnați-vă unii pe alții fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. De ce? Că există un pericol major, ca niciunul din voi să nu se împietrească. Oameni care cândva au fost plini de viață și au devenit împietriți. De ce? E un proces și ăsta. Ca să păcătești, nu trebuie să faci ceva. Să păcătești, e suficient să nu faci nimic. Starea de indiferență și de nepăsare, de inactivitate, înseamnă un drum sigur spre pierzare. Și spune Apostolul Pavel, îndemnați-vă unii pe alții, ca niciunul să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași al lui Hristos și iarăși vine cu o condiție. Dacă păstrăm
în temp continuu, o viață în acțiune, rugăciune tot timpul, că avem nevoie, spune de Domnul Iisus, El măcar că era Fiul lui Dumnezeu. Și ce spune despre Domnul Iisus în Evrei, tot în Evrei? În capitolul 5, versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Ce a făcut Iisus în fiecare zi? O părtășie permanentă cu Tatăl. Pentru că diavolul era cu numele Lui peste tot. Spune că l-a ispitit în toate felurile, dar nu a zis, da, dar pe persoana asta spune, nu era rost ca să-mi bat capul. N-are rost să mai merg după Iisus, e Fiul lui Dumnezeu și nu am nicio șansă. Mai bine să mă concentrez pe cei care aș putea să-i câștig de partea mea. N-a zis diavolul ăsta. Spune că a plecat până la o vreme. Și așa a fost pe numele Lui. Prin oameni, prin situații, prin tot felul de circunstanțe. Dar Iisus spune că în fiecare zi, cu rugăciuni, cere, strigăte mari, cu lacrimi, către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte. Și a fost ascultat din ce cauză? Că în fiecare zi Iisus a rămas același Iisus. Fără păcat, neprihănit, sfânt, la dispoziția celor în nevoie. Și zice, luați exemplu de la Iisus. Și aici în versetul 14 din capitolul 3, vreau să-l termin, am zis, e o condiție, dacă păstrăm până când? Până mă botez, încă 5, 4, 6 ani și după aia lăs mai moale, așa mai încet, către câte păstrăm Dumnezeu, las că a fost prea mult zel. Și cu tristețe spun următoarea observație. Am auzit de persoane care după ce s-au întors la Dumnezeu, vin în dragostea din tăi, au venit, așa zici, frații, așa zici, copiii lui Dumnezeu, care probabil au ajuns într-o stare de căldice și au venit și au zis, hei, liniștește-te, liniștește-te, mai ușor, cine a fost ca tine? L-a spus să-ți treacă. Văzând râna lor că vor pentru Dumnezeu, că vor să se apropie de Dumnezeu și aia nu, aia nu, aia nu, vor sfințire, curățenie în viața lor, au venit alții de zonă, ușor, ușurel, ușurel. Și au stins Duhul, au căutat să pună piedici la cei care voiau pe adevărat să se pună într-o stare de copil Dumnezeu, să se sfințească, să se curățească. Și de ce să fie altul mai ca mine? Mai bine duce pe toți la unison, ca nu cumva să existe vreun contrast. Facem o linie comună, tot din cer. Nu e nicio problemă, toți mergem spre cer. Și atunci, asta e drumul, asta e normalul care trebuie să mergem, asta e viteza, dacă vreți. Nu. Cuvântul Domnului spune să păstrăm până la sfârșit încrederea nescurită de la început. Și am zice, Doamne, pune-mi această încredere nescurită. Această încredere nescurită ne va ajuta ca să trecem peste punctul de care Domnul Iisus îi spune despre această sămânță care cade în locuri stâncoase. Ce înseamnă? Și o să trec mai repede peste aceste etape, că dacă am trecut de prima, de asta e mai ușor. Și zice, asta trebuie să vedem, să vedem. Și ce trebuie să faci când ai o sămânță care a început să încolțească și o plantă? E speranță de viață, duci în grădină, zici, cred că lipsește pământ, cred că n-am plantat-o într-un pământ suficient de atât. Și mă duc ca avem acasă, avem gazon, da, iarbă. Am încercat să pun pe undeva semințe de iarbă, să ud, șară să pun, și am pus și pământ. Ce credeți? A fost frumos. Vreo două, trei săptămâni, zic, mă uite că și-ar veni. Răspund, anul viitor, nimic. Și ce acolo? Sunt niște rădăcini de copac. Și pot să tot pun sămânță, să tot pun, că nu pământ adânc. Dar noi, înțelegem lucrul acesta. O plantă are nevoie de suficient pământ unde să își ramifice rădăcinile, de unde să scoată sevă, să scoată apă, ca să poată să se dezvolte, să ajungă la coacere, să ajungă la produsul final. Dacă nu, nu. Și cuvântul Domnului spune, în pilda Domnului Iisus, o parte a căzut într-un pământ ăsta care dintr-o dată, și mai sunt asemenea situații când auzim, poate, experiență sau s-a întâmplat ceva sau ceva, un eveniment în viața noastră și dintr-o dată venim la adunare, citim, ne rugăm și parcă așa înfloim peste noapte ca și toia cu lor. Și după câteva timp nu se mai întâmplă nimic. Pentru că
acea plantă are nevoie de pământ mai adânc. Și dacă nu e suficient, hai să mai punem. Cum putem să punem? Trebuie să creăm noi condițiile. Să avem mai multă înrădăcinare în Cuvântul lui Dumnezeu. Să putem să ne dezvoltăm. Avem nevoie de o grijă suplimentară. Avem nevoie de experiențe zilnice cu Dumnezeu. Nu odată. Mi-am aminte de un coleg care tot timpul avea un vis și spunea, eu am avut visul ăla și eu știu că Dumnezeu mă iubește. Dar în fond, viața lui era total departe cu voia lui Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dar el s-a ocupat pe ureche că a avut cândva un vis. A avut cândva ca și o descoperire care el spunea că e din partea lui Dumnezeu și gata, el e perceptuit. Nu! Moare! Acea plantă moare. E nevoie de tot timpul ca să aducem din nou elementele care să ajute dezvoltarea acelei plante, acelei semințe. Și care poate fi aceasta? Din nou revenim la același. Nimic nu poate să dea viață decât Cuvântul lui Dumnezeu, părtășia cu Domnul Iisus Hristos în rugăciune, Duhul lui Dumnezeu care poate tot timpul să ne învețe și în fiecare zi trăim experiențe noi și ne întărim în omul din omul. Dacă nu, dintr-o dată suntem amenințați. O problemă, un necaz, o suferință și zicem, stai puțin, eu mi-am amintesc că eu am avut experiența aia. Păi de ce mi se întâmplă? Nu mă mai iubește Dumnezeu. N-are rost. Și cădem într-o stare grea de descurajare, de necredință, încât ajungem să nu mai avem viață noi. Ajunge așa plantă care părea promițătoare să moară. De ce? Pentru că noi trebuie să înțelegem și prețul care trebuie să-l plătim. Dacă am venit la Domnul Iisus să înțelegem, și mulți dintre cei care l-au urmat n-au înțeles, și la un moment dat spune că au întors spatele și și-au văzut de drumul lor. Pentru că n-au înțeles cuvintele lui. Dragii mei, o persoană care o vrea cu adevărat, ce face? Caută soluții. Pune întrebări. Copiii ce fac la școală când nu înțeleg? Întreabă. Domnul învățător, domnul profesor, n-am înțeles, hai te rog, explică. Și aici sistemul e mai bine. În România nu era frică să întrebă. Dacă întrebești, deci tu n-ai învățat, vină aici. Și pentru asta trebuie să dăm socoteală de multe ori. În loc să ne ajute, eram amenințați, eram pedepsiți și mai povestesc la fetele mele și le spun, uite așa, ce tu ai, cum ți-a trecut la școală, nu mai le spune. Le îngrozesc. Dragii mei, Domnul Iisus spune așa, Dumnezeu spune așa. O persoană care vrea să crească, care vrea să fie așa cum vrea grădinarul, așa cum cântăm noi, ăla pune întrebări, ăla caută, caută să se vadă cum poate să fie mai la adăpost, ca să poată să crească. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta și să pună noi această dorință de a fi cât mai ocrotiți, cât mai la adăpost prin cuvântul Său, prin rugăciune, prin acele protecții al Dumnezeu de la peste noi. O altă parte a căzut, spune cuvântul Domnului, în pământ. A văzut în pământ. Pare că era bun, dar s-a întâmplat ceva. Au crescut, cum spunea la început, spini, care la ea nu le trebuie să-i seamănă nimeni, că rău vine imediat, e la el acasă. Și spune că a crescut acei spini, acele mărăcini și a înrăpădit această sămânță. Și Domnul s-a spus, atenție, ăștia, spinii ăștia pot să fie îngrijorările și înșelăciunea bogăților. Vă spun nu să fii bogat ca să te îngrijorezi sau ca să te înșele. Fiecare dintre noi putem să avem un lucru mic, mai mic sau mai mare, mai valoros sau mai puțin valoros. Și putem să considerăm, aia e valoarea mea. Și ăla poate să constituie pentru noi o piedică în a crește, în a fi gata pentru întâlnirea cu Domnul Iisus. Și Domnul Iisus a spus, luați seama, acestea sunt elemente foarte, foarte periculoase. Pot să sufoce, pot să obtureze legătura cu lumina, legătura cu căldura, pot ca să ia toată seva. Și ce ne ia din urmă toată seva, fraților? Ce ne ocupă cel mai mult timpul nostru? Preocupările noastre, valorile noastre. Fiecare în dreptul nostru putem să ne facem o cercetare, să vedem. Nu cumva ne îngrijorăm prea mult. De fapt, nu trebuie să ne îngrijorăm. Ne de multe ce cred că mă îngrijoresc prea mult, dar nu trebuie să ne îngrijorăm. Să zice, spune Domnul Iisus, dacă acei plini care vedeți, voi cresc pe câmp, fără grija voastră, nu mergi în sat, nu mergi ca să tu să te îngrijești, ca nu cumva să se întâmple ceva. Dar Tatăl vostru să spune că îi dezvoltă așa de frumos și atâta măiestrie în concepția lor, în artizanatul lor și spune că nimic, nici român nu i-a trecut în frumusețe. Deci cu cât mai mult aveți voi preț în ochii mei. Dacă două vrăbi
O pasăre nu cade la pământ fără știrea Tatălui vostru din cerul. Cu cât mai de preț sunteți voi. Și Domnul Iisus spunea în Matei, capitolul 6, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și aceste lucruri de care avem nevoie, vi le dau pe deasupra. Mă îngrijesc pe de voi. Și tot la fel spune în Galateni, capitolul 6, dacă bine mi-amintesc, nu vă îngrijorați, și aici mă corectez, cum am zis mai înainte, nu zice nu vă îngrijorați mult, nu vă îngrijorați de nimic. O viață de pace, de liniște și de bucurie pentru ceea ce suntem și pentru ceea ce se arată la orizont. Spune că vom fi ca El, vom fi cu El. Nimeni nu va putea să mai facă vreun rău. Vom fi la adăpost pentru veșnicie. Și spune cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel, orice lucru, oricât de mic, probleme la școală, probleme la lucru, cu colegii, noi de multe ori rezolvăm așa, avem o inspirație de moment. Și cuvântul Domnului spune, nu tu. Și eu am pățit-o de multe ori, crezând că eu pot. Sunt într-o societate liberă și pot să spun, să încerc drepturile și nu s-a întâmplat nimic, pentru că nu trebuie să fim ca și lumea. Și Dumnezeu a trebuit să mă învețe și încă ne învață lecții și spune, orice lucru aduceți, cererile voastre, problemele voastre, la cunoștința lui Dumnezeu și pacea lui Hristos, liniștea de care avem nevoie, să nu mai ne stresăm. Avem, slavă Domnului, știm unde să ne investim ca să avem pomoară în cer. Am mai puțin, la fel, Dumnezeu știe. Știe tot ce facem pe acest pământ. Nu am, la fel, mulțumesc Domnului, Doamne, nu am asta, nu-i nimic, am alta, altul nu are nici atâta. Și tot timpul să gândim prin gândirea Dumnezeu, să vedem ce e cel mai important, că l-avem pe El. Și Apostolul Pavel spune la un moment dat, Hristos în voi, nădejdea slavei. Aș vrea ca să închei în această dimineață și vă mulțumesc pentru atenție și pentru, să zic, momentele acestea în care am putut să stăm înaintea Cuvântului Dumnezeu și vreau să fie de folos pentru toți. În primul rând, să uităm atitudinea noastră, e foarte importantă. Cum ne raportăm la ceea ce Dumnezeu vorbește, la ceea ce Dumnezeu vrea de la viața noastră. În doilea rând, convingerea care avem. Că dacă nu avem o convingere bună, vine o prigonire, un ecar, o suferință, gata, dăm bietul fugiții și renunțăm. Și nu mai vezi pocăitul acolo. Dumnezeu să ne ajute să fim pocăiți în fiecare zi, amin? Să reprezentăm pe El lumea aceasta întunecoasă, să fim cu adevărat lumini în lumea aceasta, amin? Apoi, în a treia rând, valorile noastre, preocupările noastre, acestea ne vor determina să ne îngrijorăm sau nu. Dacă știm că valoarea mea e în cer, dacă știu că El e totul pentru mine, că am pâine de nu știu care soi, că am nu știu ce casă, că am nu știu ce mașină, astea sunt detalii, important valoarea mea. Important că El e totul pentru mine. Și atunci, normal că eu pot să mă dezvolt, să mă bucur în fiecare zi și să cresc cum vrea Dumnezeu. Și dacă aceste elemente vor fi, atunci sămânța va crește. Și a patra categorie de pământ spune că a împărțit, a crescut, a cerut timp asta, nu peste noapte. A început să facă roadă. Și roada a fost și asta diferită, după puterea fiecăruia. 160, cum a fost acolo, pe diferite grade. Ce important? Ceea ce Dumnezeu a pus în noi, să punem la dispoziția Lui. Ceea ce Dumnezeu a investit în noi, să nu uităm că am investit în scop. Și astfel, vom putea să ajutăm de El și vom putea să primim o răsplată de plină și Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Dacă ar fi să ne așezăm într-o categorie din aceste patru categorii care au fost spuse, au fost citite, nu v-aș pune întrebarea pentru că știu că toți ne-am plasat în categoria a patra. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și spune că dacă Cuvântul lui Dumnezeu locuiește pe deplin în voi, atunci nu veți fi nici leneși, nici neroditori. Dragii mei, este un test care trebuie să-l trece. Și îmi doresc ca Biserica lui Dumnezeu din locul acesta să nu fie nici leneșă și nici neroditoare. Amin? Amin. Domnul să ne ajute, haideți să ne ridicăm în picioare și am vrea să mulțumim Domnului. Și pentru că timpul este înaintat, așa cum stăm în picioare, aș vrea prin fratele Florin Galea să mulțumim Domnului.